Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Cum am spus la finalul primei părți, mai avem un subiect din un titlu din zona educației. 150 de ani de tradiție și performanță la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzache din Rădăuți. 150 de ani. Bine. Da, foarte frumos. Da. E un liceu de prestigiu din județul Suceava, alături de alte licee din municipiul Suceava, din Fălticeni, din Câmpul Lung. Da. E un liceu cu tradiții. Am văzut că a beneficiat și de o sponsorizare considerabilă de la o firmă din Rădăuț și banii au fost foarte cheltuiți, foarte eficient, adică modul în care a fost amenajat liceul. Este o conducere tânără, din câte știu, la Colegiul Eudoxiu Hurmuzache și, ca de obicei, unde se face treabă și unde există implicare și din partea colectivului de cadre didactic și din partea părinților, și când spun din partea părinților, mă refer și la modul în care își educă copiii, apropo de subiectul precedent. Modul în care își educă, din punctul ăsta de vedere, al comportamentului care trebuie să-l aibă cu cei din jurul, a relațiilor interumane. Da. Spuneam, unde există această înțelegere, această coeziune, se poate face performanță și, în primul rând, se poate face performanță, dar, în primul rând, asta cred că e mai important, există o atmosferă plăcută, poți să vii la serviciu sau la școală cu plăcere. Da? Trecem la titlurile din presa națională. Colectiv, tragedia uitată de clasa politică. Liderii principalelor partide, președintele și premierul au tăcut mălc. Ok. Eu aș începe nu cu clasa politică, că a uitat tragedia la colectiv, pentru că asta ne-am obișnuit. Da, deja. O să nu și la clasa politică. Adică suntem obișnuiți ca cei din clasa politică să uite, atunci când e un subiect fierbinte, ții minte pe domnul Klaus Iohannis, temporar președinte al României, cum ieșis în geaca roșie după colectiv, atunci, mă rog, era la cald, între timp subiectul s-a mai răcit, morții au rămas acolo, tinerii aceia mutilați pe viață au rămas, există în continuare, domnul Iohannis a uitat. Dar, în fine, unde și la el. Pentru mine ce a fost mai revoltător a fost faptul că televiziunile naționale au uitat. Și când spun au uitat, nu înseamnă că n-au prezentat acest subiect, dar pe toate televiziunile naționale, principalul subiect în acest weekend nu a fost colectiv. A fost petrecerea de Halloween al lui Elon Musk. Da. Da? A rămas? Adică ne-am dus după fentă. Adică s-au dus după fentă. Da, după ce fentă? Asta e făcută. Cu minciună. Deci am rămas... Nu știu când, duminică, parcă citisem o știre, duminică seara, un milionar român spunea că oferă 10.000 de euro pentru o fotografie care se demonstreze că Elon Musk în România. Am zis, bă, ce cu asta? Toate televiziunile importante, ProTV, Antena 1 și Digi, degeaba spune că nu o dat. Toate televiziunile importante, România Realitatea, România TV, nu mai zic, Antena 3. Tot ce înseamnă, mă rog, care dau ora exactă în știri și CNN-ul televiziunilor românești. Elon Musk, la așa, și ăla vine și 10.000 de euro. Nu știu ce să-și cheltuiască banii, știi? Dar ca să aflăm luni dimineață, cu certitudine, că Elon Musk nu a fost, i-am rămas uimit, am văzut luni seara pe Facebook un ziarist reputat și e cam de o vârstă cu mine sau poate cu un an, doi mai tânăr. Deci ziarist vechi și cu experiență. Își cerea scuze, spunea cumva că cum ne-am putut lăsa toți păcăliți de un site obscur. Ce? Cătălin, nu? Nu. Libertatea și-a cerut scuze la modul profesionist. Și-a cerut scuze. Ideea e, așa capeți, dai încredere și cititorului. Cerându-ți scuze. Ai greșit, cer scuze. New York Times avea într-o vreme, poate mai are și acum, în pagina 3, parcă, o dată pe săptămână, pagină de erate, în care își cereau scuze.
Pentru că atunci când faci un ziar de câte aveai, 60, 100 ceva de pagini zilnice, n-ai cum să nu greșești. Da. Da? Și cerea scuze în ziarul cu tare a apărut aia, a greșit sau așa. E o chestie care repedă încredere cititorului, da. Pentru că el știe că ce a citit la tine în ziar sau pe site e corect. Da. Dacă cumva nu e corect, află imediat. Da. Cât de rapid, da? Pentru că tu îți ceri scuze că ai greșit. Da. Da, respectivul ziarist spunea că nu cerea scuze, spunea că na, cum ne-am putut lăsa toți păcăliți de un site obscur? Și după aceea o dădea la modul că, da, cred că principalul e faptul că s-au sărit toți în sus, că domne, câtă propagandă, câtă imagine ne face această vizită, aceste vizite și așa, zicea, asta e o chestie, atitudinea asta, mă rog, era un cuvânt mai degradant la adresa celor care gândesc așa, că această petrecere cu miliardari, că au fost, niște miliardari au fost, filmați în Brașov, în centru vechi, au luat masă acolo, au zis mult că această petrecere venind acestor miliardari face o propagandă foarte mare turismului românesc. Și face. Deci nu poți să spui că nu face. Da? Da. Bine, deși explica cineva că dacă ăștia ar fi cu adevărat bogați, ar merge vara la Mamaia, nu iarna la Bran, știi? Da, mă rog, o glumă, dar ideea era că totuși veni, aceste persoane care au fost, dincolo faptul că nu a fost Elon Musk, înseamnă, reprezintă niște nume la nivel mondial, mai ales în domeniul acesta al netului informatic, ceea ce ține de rețele de socializare și internet. Și cu siguranță că a stârnit multe, a ridicat multe întrebări. Ce a căutat acolo? România? Vezi că unii acum nu știu din România. Da. Dar, în fine, dar tu ziarist cu experiență să spui ne-am lăsat păcăliți de un site obscur. Adică n-ai mai verificat? Un site obscur. Dacă spune văzut, că... Da. Vine un site obscur și spune Elon Musk vine în România. Și tu nu verifici. Uitam că cei de la Cotidianul scrisese Cornel Istorescu un articol în care explica că ei n-au spus nimic de venirea lui Elon Musk, adică de la început au verificat la Castelul Bran. Da. Dacă Elon Musk este cazat acolo. Au zis că nu. Da? După aceea, bine, poliția de frontieră a spus luni că Elon Musk n-a intrat în România. Da. Da? Și Cornel Istorescu explica că se putea verifica foarte ușor. Da? Dacă Elon Musk a intrat în România. Nu poți să spui, repet, ziarist cu experiență, că ne-am lăsat păcăliți de un site obscur. Deci dacă un site obscur, și spune că un site care n-are nici numele celor care îl patronează, care realizează, hai să fim serioși, pe asta e una din primele reguli ale când vorbești despre manipulare și dezinformare, care le explici tu ca ziarist, le explici celor din jur. Prima dată te uiți la un site, dacă scrie cine e în spate, ce instituții, ce societate îl editează și mai departe, îl are în proprietate, atunci deja un prim pas spre o notă de seriozitate. Dacă lipsesc datele astea, clar că trebuie niște semne de întrebare să-ți ridici. Da? Bun, zicea ziaristul ăsta cu experiență. Da? Răzvan C, ca să numeie. Da? Bun, dar după aia toate dita mai televiziunile, Elon Musk, asta a fost principala știre a zilei, da? Da, da. Am pornit de la Colectiv, da? Păi da. Și după asta, după ce stai vreo 10 minute cu ochii în televizor, da? Pro TV, Antena 1, Antena 3, România TV, Realitatea TV, a mai scăpat ceva, DigiTV, că și ei au fost vineri și sâmbătă. Da. După aia, a doua știre cu Colectivul, da? Da. S-a uitat prea ușor, iar domnul președinte, care a fost unul dintre beneficiarii, o spun cu răutate, dar asta e, a fost unul dintre beneficiarii tragediei la Colectiv, pentru că după tragedia forțată demisia lui Victor Ponta, Victor Ponta așa la demisia, domnul președinte, domnul Klaus Iohannis, de atunci am sesizat. Da, a avut numai guvernul meu, dacă ți-e bine minte, poate, nu? Parcă numai guvernul meu a fost atunci. Da. Poate nu, cu o mică întrerupere cu Dragnea totuși. Un an sau ceva, dar în mare, de atunci, cea mai mare parte, după Colectiv, a avut guvernul lui, domnul Iohannis, așa cum și-a dorit, da? Ce s-a întâmplat? Nimic. Nu s-a îmbunătățit nimic. Nimic. Și cea mai mare minciună și măgărie legată de post-Colectiv
în modul în care s-au schimbat regulile. Am mai discutat lucrul ăsta, trebuie să-l menționăm. După colectiv, ținem bine minte, a început să aplice legea, pentru că este o lege care spunea că orice unitate din domeniul industriei alimentare, spre exemplu, da, da, de alimentație publică, trebuie să aibă aviz de funcționare la incendiu. Incendiu. Da? Atunci, ține minte, s-au închis, și în social, vorbim în social, da, 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 foarte multe, sau mă rog, s-au închis destule unități de alimentație publică, s-au închis temporar. Da? Spuneau, pentru o lună, pentru două, pentru trei, era un restaurant chiar acolo, aproape de sediul nostru la Monitorul, care s-a închis pentru o lună, apoi pentru încă trei luni, a zis pentru încă trei luni, și la final s-a desființat. Pentru că acele, pentru a avea aviz de la ISU, aviz la incendiu, trebuie asigurate niște circuite de evacuare, trebuie ușile să deschidă în exterior, sunt mai multe reguli. Pe care, spre exemplu, restaurantul nu putea să le, să le îndeplinească. S-a spus clar atunci, nu va mai funcționa nicio unitate de alimentație publică fără aviz de la ISU. Da. Da? Pentru că, pe primul plan, trebuie să punem viața și siguranța cetățeanului. Da? Corect? Da. Corect. Sună bine. Și atunci, domnul Klaus Iohannis și toți, bă, facem, dregem, că vinovații Sponta și aia care o lăsa să... Da? Da. Bă, nici eu. Ce avem azi? Dacă ne plimbăm prin oraș, nu i-a acuz pe cei care sunt în situația... Ne-am dat seama imediat ce avem, că nu s-a schimbat nimic. Da, asta spun că nu s-a schimbat nimic. În pandemie, da. Nu, că dacă mergem să ne uităm prin oraș, vedem multe restaurante. Așa, nu i-a acuz pe patron. Da? Da. Ei respectă legea, asta e legea. Da. Vedem multe restaurante la care la intrare este un afiș. Această unitate funcționează fără aviz de incendiu sau fără aviz de la ISU, mă rog. Da, da. Nu știu exact formula, dar asta e ideea. Acum 7 ani, mă rog, 6 ani jumate, după colectiv, nu puteau să-și deschidă porțile unitățile astea. Da. De ce acum funcționează bine, mersi? Da. Repet, nu i-a acuz, n-am nimic cu ei. Da? Cu această atenționare. Da? Da. Adică s-a găsit o chichiță. Da. De ce atunci legile erau... Adică ISU s-a spălat pe mâini. De ce atunci legea a fost, aplicăm, extrem de dur, așa? Pentru că deci n-am mers emoția de la colectiv era foarte proaspătă. Între timp emoția s-a stins, morții, îi țin minte numai rudele și prietenii lor, da? Cei care au rămas mutilați pe viață, iar știu ei prietene și rudele, da. Ceilalți în frunte cu domnul Klaus Iohannis s-au uitat de cei de la colectiv. A avut loc o slujbă în fața locație unde a fost incendiu, apoi la unde a mai fost s-au deplasat, nu știu unde parcă, în fața parcherului, parcă se protesteze că da, așa. Iar acolo trebuia oficialități, da? Domnul Klaus Iohannis trebuia să fie în față, el cu geaca roșie să iasă, da? Nu o le pasă oale de nimic atât timp cât da, guvernul lui n-a făcut nimic, coaliția, da? Nu, adică nu le pasă, nimic. Nu le pasă de ce nu le pasă? Că emoția s-a stins, da? Emoția a rămas pentru prea puțină. M-am folosit, am reușit să câștig electoral de pe urma dramei, de pe urma morții unor oameni, în rest, mă interesează. Dorm liniștit. Da. No, iar televiziunile, mai important e Halloween-ul lui Elon Musk decât morții de la colectiv. Da? Din păcate. E absolut jenant pentru ce se întâmplă în țara asta și pentru colegii, cei care dau ora exactă, începând cu CNN-ul presiei românești, care dau ora exactă în presa românească. Îmi vine minte acum, știi cum? Dar nu m-am aprins multe chestii de astea care... Nu mă aminte de chestia aia cu doctorul Flutur, că am văzut acum zilele trecute... Un comunicat de la PSD. Un comunicat de la PSD. Și am vorbit cu ei și am zis, oameni, nu fiți penibili, da? Terminați cu asta cu doctorul Flutur, că nu iau apărarea lui Gheorghe Flutur. Da? Dar suntem penibili, sunteți voi penibili ca exprimare și suntem penibili noi ca județ. Da? Păi doctorul, le-am explicat. Deci Flutur se testase pe 24 martie, țin minte că preda la studența asta, e un termen în comunicare denumit spirala tăcere. Atunci când nu poți să spui părerea despre un subiect, deoarece opinia ta e contrară majorității. Și atunci risc să fii izolat, să cazi în ridicol și mai departe. Cum era presa suceveană, da, în acea perioadă? Să recapitulăm puțin. Flutur fusese testat, internat pe 24 martie, da?
Pe 27 martie, după 3 zile, ministrul sănătății de atunci, Nelu Tătară, a dat un ordin prin care medicii aveau prioritate la testare. Deci cu 3 zile înainte, când Flutru fusese internat la spital, dacă se dea doctor, n-avea niciun avantaj. Da. Da? Niciun avantaj. Logic, da. Deci n-avea nici ce să dea doctor, că de-abia pe 27 avea avantaje. Da. Mai mult, noi primisem cei din presa locală, ca și cei din presa centrală, da, un tabel cu numele tuturor persoanelor testate până atunci pozitiv. Da. În dreptul lui Gheorghe Flutu scria doctor, e adevărat. Dacă am fi primit toate tabelul întreg și cu cei pozitivi și cu cei negativi, am fi văzut că sub numele lui Gheorghe Flutur era numele unui doctor de la Spitalul Județean, la care scria președintele Consiliului Județean. S-a inversat. Bun, dar n-am primit aia, am primit numai numele celor testați pozitiv. În dreptul lui Gheorghe Flutur scria doctor. Noi cei din presa locală, presa suceveană, uitându-ne, am văzut că în dreptul unei doamne doctor respectate și respectabile scria asistentă, la un domn doctoriar aprecia scria brancardier și la altul tot așa asistent. Da, bă, ne-am dat seama că sunt niște bălbe, niște greșeli acolo. Da. Dar dincolo de asta, faptul că el, dacă se dea doctor, n-avea niciun avantaj, da? Da. Era primordial. Bun, subiectul dădea bine în momentul ăla când trebuia pus să Suceava la zid, distras atenția. Bine, când Suceava... Dădea bine pentru presă, dădea bine pentru adversarii politici, da, competitorii politici. Și doctorul Flutur, da? Da. De-aia menționam despre altă cere. Presa suceveană care și-a dat seama că nici greșeli n-a scris. Mm-hmm. De-aia era arătată cu degetul. Și noi când am încercat să scriem, să explicăm, mii din jurături vineau pe Facebook că suntem plătiți, cumpărați de Gheorghe Flutur. Noi și toată presa suceveană. Da? De asta zic cei de la, la PSD, bă, las-o asta, nu mai știu la ce pornesc, cum am ajuns la colectiv, la cu doctorul? Da, cu doctorul, da. În fine. A, nu, cu presa centrală. Da. 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 Vezi, aia e dreptate cu vârsta ce spuneai la început. Da, cu presa centrală care e interesată numai de subiecte de-astea senzaționale. Da? Deci presa centrală care, da, uite, acum am asemenea, de ce puneți? Dă ora exactă materiei de știri, ce spuneau ei sfânt, nu există. Ce mai grav e că ce spunei și dacă ne referim la o știre locală. Aia e cel mai enervant. Noi care suntem aici, vedem un eveniment, îl documentăm, da? Și știm mai multe, pentru că știm și, mă rog, cunoaștem multe persoane implicate sau care ne pot da păreri, relații, declarații, relații despre ce s-a întâmplat. Sau, așa? Vin cei din presă centrală, dezbat acolo și trag concluzia. Bă, așa a fost, că am eu niște conexiuni în creier și așa mai departe. Și omul zice, bă, a zis la CNN-ul presei naționale, da? Românești. Voi da. Sunteți cumpărați. Voi sunteți cumpărați, că nu e așa cum, da? Da. Dacă e un subiect de-al lor de acolo, din București, cu pietonii care face o trecere de pietoni, bă, treaba lor, dă și da. Dar nu vii acum să-mi spui în Suceava cum se întâmplă lucrurile. Îmi spui tu Gâdea sau Ciutacul de la, bă, așa se întâmplă, că știu eu, da? Că am eu conexiuni în creier. Fără să-i documentez. Fără să-i documentez suficient. Deci asta e presa, da? Care preferă Halloween-ul și pe Elon Musk, da? Și dacă ar fi fost măcar Elon Musk, da? Măcar preferă o dezinformare, da? O dezinformare de grădiniță. Da. Da? Pe care o mulță. Pe care deci, a lansat-o un site obscur pe care recunosc ei, că nu scrie nici cine îl patronează. Și atunci? Da? Asta e scuza, că știți, nu, am luat toți, am fost într-o eroare, da? Și prefer să dai o dezinformare în locul unui evocării, unui eveniment tragic, nu doar pentru oameni, tragic pentru întreaga națiune. Da? Da. Asta e valoarea și responsabilitatea presei centrale. Da? Și să punctez din nou că nimic nu s-a îndreptat în acest domeniu în ultimii 7 ani. Da? Nu, auziți, cei drept auziți că, într-adevăr, nu s-a îndreptat nimic, cel puțin am auzit pentru două posturi în chestiile astea, dar ăsta trebuia să fie subiectul deschidere. Dacă voi ați fi responsabil, cum ai zis, acolo era comemorarea, slujba, mergi la Cotroceni. Da? Dom'le, de ce n-ați venit, da? Da. La prim-ministru, de ce guvernul, de ce? Da. Fă o anchetă serioasă. Nu, ei și-au trimis toți oamenii, nu pot abține, la Elon Musk, da? Toți oamenii în Piana Brașov, Elon Musk și Angelina Jolie, poate prind o fotografie cu ei. Aia era important pentru țară, da? Da. Nu zic că nu e important, da? Dar hai să vedem, ne gândim și la cei care au suferit și suferă încă, da? Da, sunt, da. Și vor suferi în continuare. Da, luăm a doua pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim.